Președintele Klaus Iohannis i-a dat astăzi o replică președintelui PSD Liviu Dragnea după acuzațiile făcute aseară de liderul social-democrat la adresa sa. Apucături dictatoriale n-am avut niciodată, nici nu-mi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-ați așteptat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător. Este între timp mai mult decât evident că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Președintele a mai spus că Liviu Dragnea este un om care a rămas fără argumente politice și apelează la atacuri personale. Klaus Iohannis a vorbit și de faptul că Liviu Dragnea continuă să susțină ideea declanșării procedurii parlamentare de suspendare a președintelui. Aș răspunde cu un singur cuvânt aici. Obsesie. Liviu Dragnea a afirmat aseară într-o emisiune de televiziune că președintele Iohannis ar fi implicat în condamnarea sa penală în dosarul angajărilor și că se impune declanșarea procedurii de suspendare acestuia din funcție.